Președintele Parlamentului Igor Grosu și fostul șef de stat Vladimir Voronin, deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, au fost protagoniștii unui moment haios în timpul ședinței legislativului. Totul a pornit de la un anunț al liderului PCRM chiar în debutul întrunirii de plen. Voronin a cerut excluderea de pe ordinea de zi a proiectului privind scoaterea din toate legile, inclusiv din Constituție, a sintagmelor limba moldovenească, limba de stat, limba oficială și limba maternă și înlocuirea lor cu sintagma limba română. Discuția dintre cei doi aleși a stârnit amuzamentul colegilor din sală. Dacă s-au dus, doamnele, proverbul moldovenesc, baba scheaptenă, dar noi modificăm Constituția. Constituția nu se modifică prin lege organic, ori referendum, ori altă modalitate, 68 deputați. Dacă dorim să fim oameni serioși. Uneori și moșnești de scheaptenă, nu numai babile, trebuie să arătăm frumos toți. Și mai puțin sexism, vă rog, în special acum că vorbim de... avem atâtea doamne prezente aici. Argumentele lui Vladimir Voronin nu au fost convingătoare însă pentru aleșii PAS, care au refuzat solicitarea comunistului. Aleșii Partidului Acțiune și Solidaritate spun că prin această inițiativă legislativă nu fac decât să implementeze prevederile unor hotărâri luate anterior de Curtea Constituțională, care prevăd că limba de stat este română. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să fie votat de o majoritate simplă, adică de cel puțin 51 de deputați, susțin cei din PAS.